CFR Cluj a revenit cu mare poftă de gol după pauza competițională și a reușit să egaleze recordul deținut de Viitorul încă din prima etapă. Constanțenii au reușit atunci să o învingă pe Dinamo cu 5-0, scor obținut și de clujeni în fața lui FC Voluntari. Ito a deschis scorul după nici 2 minute de joc. Până în minutul 30, ilfovenii și pecetului se răsoarta. Rodriguez și Simonovski au fost eliminați direct de către Iulian Călin. Apoi a început asaltul la poarta lui Râmnicianu. Nefericitul golkeeper al oaspeților a fost spectator la două șuturi senzaționale reușite de ardeleni. Hoban și Costache au înscris două goluri de generic. Fără să forțeze prea mult, campioana a mai marcat de două ori în actul secund. Hakim și-a dat autogol, iar Omrani a pus capul pentru 5-0. CFR a revenit pe primul loc cu cel mai bun atac din Liga 1. 25 de goluri marcate în 9 etape. Ne-am făcut meciul ușor, am marcat foarte repede, după care ei au rămas în 10, după aia în 9 și e clar că a fost doar o chestiune de timp până reușeam să mai marcăm goluri. Din păcate, meciul a început și s-a terminat imediat, pentru că când iai un gol după 2 minute și după puțin de minute ai și o eliminare și după 25 minute, mi se pare al doilea, cartonașul roșu, e greu. S-a terminat meciul.